Am revenit pentru o ultimă oră alături de voi, incendiară de altfel. Vorbim despre un subiect foarte interesant mai departe și avem parte și de o lecție de numerologie pe care o aștept cu mare, mare drag. Imediat ce ne informează Valentin. Da, evident. O să aflăm și noi, George, acum ne potrivim numerologii cu părinții, pentru că de noi am aflat unii cu alții deja care cum stăm. Noi doi, da. Da, noi ne potrivim, în regulă. Am tot aflat. Da, eu o să-ți povestesc acum la știri despre regele Charles, care a fost pe pământul românesc. Da, nu știu, cred că a plecat deja, din câte știu, nu mai este acum, a fost ultima zi ieri, dar stai să vezi unde a ales domnul Charles să stea. Haideți la știri. Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care vine în România, a fost pe Valea Zălanului, acolo unde a fost întâmpinat de localnici și copii cu flori și mesaje de bun venit. Suveranul britanic a petrecut ultima zi acolo, în zonă unde se ține trei case de oaspeți vechi de 100 de ani, pe care el le-a restaurat. Regele s-a relaxat în locurile pe care le iubește cel mai mult în România, în mijlocul naturii, unde gustă din plăcerile vieții simple de 15 ani, de când vine oricât de des poate în Valea Zălanului, cătunul cu 120 de locuitori din Covazna. Regele Charles a ales să vină cu mașina și nu cu elicopterul. El a fost așteptat cu nerăbdare de localnicii care s-au adunat foarte mulți în fața locuinței sale din Valea Zălanului. Zeci de români din mai multe zone ale țării au fost la Valea Zălanului pentru a-i aduce daruri regelui Charles al III-lea și pentru a petrece câteva minute în compania monarhului britanic. Valea Zălanului e un cătun cu circa 150 de locuitori din Covazna, în care regele Charles al III-lea și-a cumpărat o casă în urmă cu mai mulți ani. Iar de vineri seara, când monarhul britanic s-a retras la proprietatea sa, mai mulți români din întreaga țară au venit la Valea Zălanului, acolo unde a primit mai multe daruri, flori și chiar o plăcintă uriașă din partea localnicilor. Standardele de frumusețe impuse în zilele noastre îi obligă pe mulți dintre oameni să aplice filtre folosite pe rețelele de socializare și în viața reală. Specialiștii spun că din cauza acestor metode, care le dau un aspect mai plăcut, ajung să recurgă la operații estetice. În acest caz, multe dintre tinere pot cădea pe mâna unor specialiști falși. Filtrele de înfrumusețare folosite pe rețelele de socializare au devenit vitale pentru tinerele care își doresc să impresioneze pe internet cu fotografiile lor. Cu toate acestea, există însă și persoane care consideră folosirea acestor metode de îmbunătățire a aspectului fizic un lucru nociv. Nu folosesc. Mi se pare că discurajează oarecum fetele. Nu la toate pozele, dar folosesc. Spun că nu este, să zic, sănătos pentru cele care se văd altcumva pe internet decât în viața reală. Experții avertizează că aceste lucruri provin din lipsa de încurajare, dar și de validare din partea celor din jur. De asemenea, aceștia își creează o realitate care este sub așteptările lor. În momentul în care un adolescent are un model, da, pe care îl urmează și vrea să arate la fel, vrea să se comporte la fel, este greșit, nu trebuie să fim copiile nimănui. Însă, da, pot să mă uit la un influencer sau la o persoană pe care o consider model, să văd ce anume din acea persoană mă poate inspira. Medicii specializați în intervențiile estetice spun că majoritatea tinerelor apelează la astfel de operații în zona feței. Tinerele, când vorbim de tinere, vorbim de fete, domnișoare, până în 30 de ani. Și atunci ele caută mai mult o înfrumusețare, nu neapărat o corecție, că nu prea avem ce să corectăm la vârsta asta. Și înfrumusețarea constă în faptul că vreau să am un pic buzele mai pline, vreau să am un pic buzele un pic mai hidratate, vreau să am pomeți un pic mai mari, mai bine conturați. Multe dintre fetele care aleg să-și facă orice operații faciale sunt sfătuite de către toți specialiștii să-și aleagă medicul estetician cu mai multă atenție și să verifice dacă acesta este unul specializat. Tânăra de 23 de ani care pretindea că este medic estetician de un an de zile și făcea operații, deși nu era specializată, este anchetată sub control judiciar.
Dacă aș putea să găsesc un peștișor auriu și să-mi pun o dorință, mi-aș dori să știu când o să ne spună Romina doar de bine, pentru că aparent în ultima perioadă funcționează pe sistemul una caldă, una rece și cam așa stăm și noi cu vremea. Încă am speranță pentru ziua de mâine, dar astăzi sunt curioasă dacă își menține opinia de mai devreme. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou, Georgia! Soarele își face simțită prezența în majoritatea regiunilor. Dar nu scăpăm de ploi, în partea de vest o să mai plouă, dar temperaturile se mențin destul de ridicate, maxima va urca până la 28 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că va fi o atmosferă mult mai plăcută, iar în rest valorile termice se vor situa în jurul celor normale. Pe cer se mai adună nori și temporar va ploua local în partea de vest și pe arii mai restrânse prin Oltenia, în Transilvania și nordul Moldovei. Aversele trecător vor fi însoțite și de tunete și fulgere, izolat ca cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, la munte și în zona Carpaților meridionali, unde rafalele vor atinge viteze în general de 55-65 de km pe oră. În rest, va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra în general între 21 de grade și vor urca până la 28 în partea de sud-est a țării. Iar în București vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius. Mâine și poimâine va fi o atmosferă mai caldă, trecător se mai arată și soarele, iar valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 28 de grade Celsius, iar pe litoral vremea se menține frumoasă și relativ normală din punct de vedere termic, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua, iar temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade, se vor atinge prin Mamaia, Constanța, Neptun și Vama Veche și vor urca până la 23 de grade în Costinești, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. La munte se mai schimbă puțin vremea, va ploua prin Carpații Occidentali și Nordul Orientalilor, se pot acumula cantități de 20 de litri pe metru pătrat, iar în restul masivelor se menține vreme bună. Valorile termice vor fi cuprinse între 18-19 grade prin Semenic, Predeal, Sinaia și Ceahlău și vor urca până la 22 de grade în Păltiniș. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare și nu uitați să zâmbiți! Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe cu subiectul pe care vi l-am propus mai devreme, un subiect care necesită toată atenția noastră, pentru că, iată, arta ar trebui să oglindească societatea în care trăim și există un manifest pe care artiștii din România și l-au propus în frunte cu Alma Nicol, un manifest împotriva violenței domestice, un manifest care să vină în sprijinul victimelor acestui fenomen și care să le dea, de ce nu, un soi de putere care să le ajute pe termen lung, mai ales în contextul în care se confruntă cu o relație toxică din care ar trebui să iasă. Motiv pentru care următoarea melodie vine să completeze acest tablou, îi aparține Almei Nicol și se numește The Power. Vă invit să o ascultăm chiar acum. Does love last 16 years? So it should have been a picture perfect story would quickly turn black. Swear I'm changing, you keep on saying starting tomorrow. Please stop drinking and please stop yelling, I can't stand the sorrow. Tomorrow never came and you took me far away from my friends and family, and now I'm stuck in Italy. You said you'd never touch me, not even with a flower. I'm not under your power, I'm not under your power no more. I finally know my worth again, now I broke out of your tower. I'm growing stronger by the hour, stronger by the hour. Like me, I'm tasting freedom. I know I don't need 'em. I'm moving mountains. Thought still breaks me when I lost my baby. All we live.
it still haunts me. You broke my heart and bones. Still I lost all I know. I think it was early June, and that's when I escaped from you. You said you'd never touch me, not even with a flower. I'm not under your power, I'm not under your power no more. I finally know my worth again. Now I broke out of your tower. I'm growing stronger by the hour, stronger by the hour. Ca nicio femeie să nu treacă prin ce-am trecut eu. Mi-ai spus că nu mă vei atinge nici măcar cu o floare. Nimic nu să mă mai dopoare, nu să mă mai dopoare. Melodie inspirațională și sensibilă în această dimineață, iată, inspirată dintr-o poveste reală despre care aflăm mai multe de la Alma. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ne ești alături și iată într-un context atât de fragil, aș putea să spun, un context despre care se tot discută în ultima perioadă. Pe de o parte mă bucur pentru că există acest curaj și această împuternicire a femeilor de a-și spune poveștile într-o țară în care știm cumva că violența a fost destul de bine împământenită, înrădăcinată și totodată acceptată social. Avem fraze celebre care descriu acest fenomen. Dacă nu te bate, nu te iubește. Și tot așa. Bătaia ruptă din rai. Da. Da. Problema este că statisticile arată destul de rău pentru România. Una din patru femei este victimă a violenței domestice. Este sau a fost victima a violenței domestice. Și de aceea trebuie vorbit cât mai mult despre acest lucru și cred că oamenii cu cât știu mai mult despre subiectul ăsta, cu atât se pot feri mai bine. Cred că e important să recunoști faptul că normalitatea pe care o simți tu ca fiind firească s-ar putea să nu fie neapărat cea corectă. Pentru că posibil să fi văzut de la bunica, de la mama, un tip de comportament care se perpetuează poate și în generația noastră, dar care nu e neapărat cel corect, chiar dacă te-ai obișnuit tu cu el. Și aș vrea să ne povestești puțin despre Livia, căci acesta este pseudonimul supraviețuitoarei care îi spui tu povestea. Așa este. Cei de la Seal Centrade, o agenție de publicitate minunată, au realizat, au adus la lumină inițiativa celor de la Asociația Anais, care se ocupă de aceste victime, se ocupă absolut minunat. Au vrut să scoată la lumină aceste povești prin muzică. Și eu, alături de alte artiste independente, spunem poveștile reale ale acestor supraviețuitoare, pentru că acestea sunt femei care au reușit să iasă din acele situații și vor să servească drept exemplu și pentru alte femei care încă sunt captive. De aceea campania s-a numit Radioul Captiv. Două posturi de radio și-au unit forțele și au difuzat același lucru în același timp, și piesele și discuții foarte utile despre acest subiect. Cum a fost pentru tine perspectiva de a spune un astfel de mesaj? Perspectiva de a nu fi neapărat inspirată de propria viață sau de viața cuiva pe care îl cunoști personal, care poate ți-e mult mai apropiat, uite, un străin care are nevoie de o voce. Da, a fost o experiență în premieră pentru mine, pentru că de cele mai multe ori piesele pe care le scriu sunt rupte din experiența mea. De această dată a trebuit să mă conectez cu povestea Liviei. Am primit povestea scrisă chiar de ea și am încercat să redau prin versuri
povestea e integrală. A fost destul de greu, pentru că țin să spun că plângeam în timp ce scriam, chiar și în timp ce cântam. Cei cărora le puneam în piesa să o asculte ca să-mi dea un feedback, plângeau și ei. Și mi-am dat seama că este de impact și că va avea impact. Cred că în acest context e bine de punctat și faptul că există și vindecare, pe care totodată o aduce muzica în același context în care aduce și conștientizare. Ai reușit să iei legătura cu Livia după ce ai terminat piesa și să-i afli și ei părerea? Sunt curioasă dacă am avut ocazia să o asculte. Am aflat, da, că a ascultat piesa și a impresionat-o foarte mult și i-a plăcut. Pentru mine asta a fost cea mai mare răsplată, pentru că am vrut să-i fac cinste poveștii ei, să aduc muzica la înălțimea lucrurilor trăite de ea. Cred că femeile sunt puternice din calea afară și că există în noi resurse nebănuite, mai ales în astfel de contexte. Și dacă tot ai intrat atât de mult în aceste povești și din punct de vedere emoțional, care ar fi mesajul pe care îl ai transmite, uite, Liviei în două ipostaze diferite? Livia aflată în perioada de relație toxică, în perioada în care și-a adunat puterile, și apoi mesajul pe care îl ai transmite Liviei în perioada aceasta post-despărțire, post-separare, o perioadă care poate să aducă și multă vindecare. Mesajul pentru Livia, cea captivă, ar fi să aibă încredere în puterile ei și să nu-i asculte pe cei care îi spun că este o persoană dependentă de altcineva, ea poate face absolut orice își propune. Iar pentru Livia, cea eliberată, îi doresc să-și folosească aripile nou căpătate cât mai frumos și cât mai bine și lucru pe care deja îl face și să ajute și alte femei. Există sprijin real în România în această direcție și sunt curioasă cum i-ai perceput pe cei de la Asociația Anais. Sunt niște femei extraordinare care, în ciuda adversităților și a puținului ajutor pe care îl primesc din partea autorităților, au reușit lucruri foarte, foarte mari. Și cu această ocazie aș vrea să spun telespectatorilor că pot ajuta Asociația Anais dacă intră pe site-ul lor www.asociatia-anais.ro. Acolo pot dona și le va fi de mare, mare ajutor. Ei au avut la un moment dat, dar n-au mai putut să susțină financiar, au avut un loc, un spațiu unde femeile puteau veni cu copiii și să stea o perioadă până se puneau pe picioare. Femei aflate în situații foarte, foarte complicate. Îți mulțumesc, Alma, că astăzi ai avut deschiderea necesară să vii să povestești atât de frumos despre proiectul din care faci parte și să transmiți un mesaj important. Îți doresc mult spor pe mai departe și să ne revedem cu bine aici în platou. Să fie. Și pe 24 iunie vă aștept la musicalul Heartbeat de la Teatrul Național de Operetă, care vorbește despre iubire și despre incluziune. Mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc! Mergem, dragilor, și în lumea astrelor, acolo unde ne așteaptă Olivia, cu câteva informații despre ziua de astăzi. Bună dimineața! Berbecii pot primi astăzi o ofertă de job sau poate acea promovare pe care nu au țintit-o la nivel conștient, dar pentru care au muncit mult. Taurii tot discută în familie niște modificări pe care vor să le facă și ajung greu la un numitor comun. Dacă pot, este bine să facă o pauză și să lase lucrurile să se așeze. Gemenii au soarele de partea lor, deci vitalitatea nu le lipsește. Iau lucrurile ușor și pe rând. Până la urmă, unde să se grăbească? Racii poate simt că fac pași greu înainte, dar și cât stau pe loc, profită de timp și se distrează. Fac acele lucruri pe care nu au avut timp să le facă până acum și ce bine le prinde. Leii muncesc de mult în perioada asta, dar partea bună este că vin și banii și, cel mai important, se afirmă și se fac remarcați. Păi nu asta le place lor cel mai mult? Fecioarele au parte de succes, alături de oameni de departe, din străinătate sau alături de care dezvoltă proiecte în străinătate, fix ce aveau nevoie.
Balanțele reușesc să găsească alți asociați și parteneri de afaceri, alături de care simt că se dezvoltă și ajung acolo unde își doresc. Nici nu se putea mai bine. Scorpionii încep să vadă luminița de la capătul tunelului. Nu mai au așteptări mari, nu se mai aruncă ușor în a visa imposibilul, dar speranță tot au. Din ea renasc. Săgetătorii își redobândesc controlul asupra vieții și siguranța financiară. Le merge bine la serviciu, sunt apreciați, iar asta le aduce un confort. Atenție totuși cu sănătatea. Capricornii au idei bune, originale și îndrăznețe. Banii sunt parte din aceste idei care ușor-ușor se transformă în planuri de viitor. Vărsătorii trăiesc o perioadă foarte frumoasă de iubire. Simt că au întâlnit acea persoană care îi înțelege și pe care la rândul lor o înțeleg. Peștii și-au schimbat foarte mult stilul de comunicare în ultimii ani, iar acum încep să observe avantajele. Se reconstruiesc, iar de data aceasta o fac așa cum își doresc. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Mie nu mi-e rușine să o recunosc, astăzi nu prea am fost atentă la ce ne-a spus Olivia. Eu am fost atent la ascendent, mi-a zis că muncesc mult și că e pe tryhard, pe ceva... Stai, să, nu faci febră de la atâta muncă. Nu, lasă, punem un termometru mai bine. Deci dar ai o veste foarte interesantă și uite, avem așa un mic teaser în spate, nu? Da, vorbim despre Avatar. Ți-ai spus ce Avatar? Zi sincer, dar fii sincer. Ai văzut și partea a doua? Nu, și vreau să o văd. Eu am văzut un pic din prima parte, când eram mic, eram foarte mic, nu prea m-am încântat și nici acum nu sunt atât, dar ai văzut ce interes a fost în filmul ăsta. Într-adevăr. Și acum îl putem vedea și pe internet, domne, pe platforme de streaming, mai vedem doar la cinema, că la cinema nu mai este. Îl vedem pe net. Asta e o veste bună, să ne uităm și de acasă, zic. Bun, hai să vedem. Superproducția SF Avatar The Way of Water, regizată de James Cameron, va avea premiera pe platformele de streaming Amazon, Disney și HBO Max în data de 7 iunie, informează revista americană Variety. Anunțul reprezintă o veste bună pentru fanii francizei Avatar, care nu vor mai avea nevoie să se aboneze la o nouă platformă de streaming pentru a putea să vadă din propriile sufragerii această producție, o continuare a filmului original din 2009. Strong, pray on the weak. Nobody does a thing. You got 1 hour. You knew this would happen? Everything changed. Drepturile de difuzare comună în streaming pentru Disney Plus și HBO Max reprezintă rezultatul unui neobișnuit contract semnat anul trecut, care îi permite platformei HBO Max să partajeze perioadele de difuzare cu Disney Plus și cu serviciul online Hulu pentru jumătate din titlurile lansate de studioul Disney în 2022. Acțiunea din lungmetrajul Avatar The Way of Water, lansat la 13 ani după producția originală Avatar, este plasată la un deceniu după evenimentele prezentate în primul film. Pelicula prezintă povestea familiei personajului Sully, care trebuie să-și părăsească regiunea natală și să se ascundă în zone necunoscute de pe planeta fictivă Pandora. Atunci când vechi amenințări își fac din nou apariția, Jake este obligat încă o dată să lupte împotriva oamenilor. Filmul Avatar The Way of Water a primit 4 nominalizări la premiile Oscar din 2023 și a câștigat un trofeu pentru cele mai bune efecte vizuale. Până în prezent, acest lungmetraj a vândut bilete în valoare de 2,3 miliarde de dolari și ocupă locul al treilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, fiind depășit doar de producțiile Avatar 2,9 miliarde de dolari în 2009 și Avengers Endgame cu 2,7 miliarde de dolari în 2019. În general se spune că părinții sunt aleși de către copii. Copiii își cam aleg părinții, așa se spune în popor. Da. Acum, nu știu după ce se ghidează copiii când își aleg părinții, dar putem să aflăm dacă ne potrivim cu ei. Nu sunt mereu compatibili. Da, relațiile se construiesc, așa că dacă vrem câteva detalii despre relația cu părinții noștri, le aflăm în această dimineață de la numerologul Bogdan Ungureanu. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bun găsit și vouă și celor care ne privesc astăzi.
Într-adevăr, cum a spus și Georgia, nu mereu ne potrivim. Unii avem temperamente diferite, unii sunt mai vulcanici, da, alții mai calmi, alții mai calculați. Nici frații între ei nu prea se înțeleg, exact, dar păi și părinții. Sigur, numai că faptul că ne-am născut din acei părinți și nu din alții arată deja o potrivire. Altfel nu ne-am fi născut din ei. Și întrebarea este de ce ei și nu alții? Pentru că avem niște experiențe de trăit. Niște lucruri pe care le luăm de la părinți și doar ei ni le pot da. Chiar experiențele acelea traumatice, o să râdeți, dar nu li le poate da altcineva decât acea persoană care ne călește spiritul. Asta pe scurt. Dar e o discuție lungă, apropo de potriveală. Ideea este că măcar să înțelegem cam cum sunt părinții și cum sunt copiii noștri și atunci poate reușim să ne înțelegem mai bine sau să înțelegem ce treabă avem noi cu ei și ei cu noi. Sau de ce sunt uneori contradicții? Da, sunt contradicții pentru că la un moment dat noi căutăm să, cum să spun, căutăm să fim niște copii buni și niște părinți buni. Asta este toată sursa fericirii și nefericirii noastre cu părinții și cu copiii noștri. Vrem să fim niște părinți perfecți și niște copii perfecți. Dacă am renunțat la ideea de perfect, totul ar fi minunat. Să înlocuim cu suficient de bun. Suficient de, numai că suficient ăsta, cine-l alege? E subiectiv. Da, subiectiv, exact. Dorința și a copiilor, pentru că toți suntem copii, toți avem niște părinți, este să fim cei mai buni copii. Iar ca părinți, să fim cei mai buni părinți. E, de aici pleacă tot. Numerologia ne ajută însă să înțelegem puțin dinamica între părinți și copii. Și atunci m-am gândit la ceva simplu, pentru că asta e o discuție care ar putea fi foarte lungă, m-am gândit la ceva foarte simplu, ziua de naștere și suma cifrelor din ziua de naștere, din data de naștere, astfel încât să vedem o dinamică simplă, dar care să ne ajute și pe noi și pe părinți și pe toată lumea. Există vreo relație mai mult sau mai puțin relevantă cu mama sau cu tata, da, fetele cu tații? E bună întrebarea ta. Este, în primul rând, trebuie să înțelegem așa, că fie că suntem băieți sau fete, când ne naștem, ne naștem dintr-o femeie. Uh-huh. Da? Deci, iată, relația cu mama, indiferent că ești bărbat sau femeie ulterior sau băiețel, fetiță, este cea mai puternică, cea mai relevantă și cea care produce, să spunem, cele mai multe și probleme, dar în același timp și satisfacții. Legătura cu mama. Legătura cu tata este și ea, însă primordial e legătura cu mama. Și interesant, nu? Pentru că băieții se nasc tot din fete. Vrei tu prima? Da, eu mă ofer, eu chiar sunt curioasă. Hai să vedem. Știu deja că mama mea este puntea mea cu divinitate. Am aflat acest aspect la un moment dat, dar nu mă deranjează să aflu mai multe. De ce aveți nevoie? Hai să ne gândim așa. În primul rând, o să fac cele 9 cifre, iarăși, uh-huh, pentru toată lumea, pentru că e important de știut. Ele exprimă multe lucruri, dar să facem câte un cuvânt cheie. Pentru că asta o să ne ajute. Și dacă spunem 1, spunem individualist, să zicem, da? Individualist. Tu știu că ești născut pe întâi, nu? Da, da. Bun. 2 înseamnă cooperant. Uh-huh. Păi un 2 pe acolo. Da. 3-ul este să-i spunem curiosul, da? Le fac repede pentru că o să ne ajute și pe noi și pe cei care ne privesc. 4, să spunem disciplinatul, nu știu cum să-i zic, muncitorul. Uh-huh. Muncitor poate sună ciudat, dar la ei munca, muncitorul disciplinat, poftim. Sunt multe cuvinte cheie, disciplinat. 5-ul, rebelul sau artistul pe scenă. Uh-huh. Aha. Pe scenă, da? Nu acasă, nu pictează singur, ăsta cântă pe scenă, da? 6-le, familistul, simplu. Familistul. 7, să spunem înțeleptul. Nu că este înțelept, ci el caută să se comporte ca un înțelept, așa, da? E mai... sunt multe de spus, dar o să ne ajute. 8, să spunem puternicul, să-i zicem finanțistul. Mm-hmm. Pentru că la ei... Ai și un 8? Toți avem cât un 8 în noi. Toți avem toate astea. Aba, da. Însă la unii este mai puternic, să spunem, aspectat. Și 9, putem să-i spunem umanitarul sau transformatorul. Na. Tu ești, Valentin, cu 9? Am mulți de 9. Transformatorul. Am vreo 4 de 9. Le avem pe toate, da? Bun. Ziua de naștere ne spune cum avem noi esența noastră, da? Deci dacă tu, de exemplu, îți dau un exemplu, tu ești pe 29, da? Uh-huh. Întotdeauna în numerologie adunăm să aflăm esența numărului. 29 egal 2 plus 9
egal 11, egal 2, da? Uh-huh. Deci la bază tu ești o cooperantă. Dar ce ai în tine? Ingredientele astea, o cooperantă umanitară. Care la sfârșit este tot o cooperantă. Acum, da. Gândește-te că ai o mamă care, nu știu, când e mama ta născută? Pe 18. Mama ta este pe 18, da? 1 cu 8 egal cu 9. Mama ta are deja, aici mai putem să spunem și intelectualul. Partea asta care tinde către intelectualitate, da? Mm-hmm. Deci mama ta va vrea întotdeauna să facă din tine o intelectuală, o persoană care să fie undeva sus. Ziua de naștere spune ceva. Mai spune ceva, cum spuneam, esența datei de naștere. Și asta o să înțelege și pentru copii și pentru noi înșine. Da? Deci tu, hai să luăm o dată de naștere oarecare sau pe care vreți voi, ca să vă arăt iarăși despre acea cifră care este esența datei de naștere. Oarecare? Da? O oarecare sau, dacă vreți, pe a voastră, nu știu, ideea este să... O să afle toată lumea despre voi. A, eu n-am probleme, sunt o carte deschisă. 29.6.1996. Bun. Ca 20... să știți și ce vârstă. Așa, așa. 1996. 6. Deci, asta este o primă cifră, 29.11, adică 2, mm-hmm. Da? Adică acest 2. Dar mai este important și suma cifrelor din această dată de naștere, care ne va duce către o anume cifră. Care este? 6. 2 plus 9, 11 și cu 6, 17, 18, 27, 36 și cu 6, 42. Adică 6. Uh-huh. Și atunci hai să vedem. Tu ești o cooperantă care în toată viața ta vei tinde să... Ce? Familistă. Spre familie. Aha. De ce e important să știm asta? Pentru că esența ta este feminină, da? Și tu vei tinde tot timpul să-ți faci, să lucrezi în echipa, ca într-o echipă de familie. Pe tine familia te va atrage tot timpul. Să faci ceva, să, nu știu, orice ai crea în viața ta te va tinde către această cifră 6, da? Fiecare din noi avem o cifră de vibrație interioară. Cum ne arătăm celorlalți și către ce tindem? Și atunci ne ajută ca părinți să știm către ce tind copiii noștri. Dacă ești un părinte foarte individualist, dacă copilul este cooperant, te porți într-un fel cu el, îl educi într-un fel. Pentru că, până la urmă, noi ca părinți ce rol avem? De a forma, practic, de a construi. Copilului. Există niște paradigme, mai ales în poporul român. Eu te-am făcut, eu te omor. Da, uitați-o pe asta. Eu te-am făcut... Pentru că mi s-a dat voie să te fac ca părinte. Pentru că mulți oameni știți că se străduiesc și nu reușesc să facă copii. Pentru că nu primesc cumva de undeva, de sus, că nu stă nimeni la colț. Deci faptul că eu te-am făcut nu înseamnă că eu te-am făcut, eu te educ. Asta pot să spun. Dar atât. Și vă mai pun o problemă. Dacă copilăria, haideți să fim de acord, copilăria se termină la un moment dat? Depinde. Păi, depinde de gradul nostru de maturitate. La băieți vrează mai mult, cred eu. Ok. Da. Dacă acceptăm că la un moment dat, să spunem la 21 de ani, 3 ori 7, da, se termină copilăria și începem să devenim adulți. Corect? Pentru că societatea asta face. Nu ne zice, ești adult, gata. Parentingul de ce nu se termină tot la 21 de ani? Și ajungem la 40 de ani, noi ca părinți, să fim în continuare părinți pentru niște copii care nu mai sunt în copilărie. La asta mă refeream, că atunci se termină, de fapt, copilăria, când și părinții înțeleg că până acolo a existat un rol și de acolo înainte... Asta sunt problemele pe care le avem cu copiii. Nu pentru că nu i-am înțelege, ci pentru că vrem să fim niște părinți mai buni decât suntem. Iar noi, ca și copii, ne vom strădui să fim niște copii mai buni decât deja suntem. Și asta e toată problema parentingului. Nu este altceva. Noi îi educăm pe copii, nu îi creștem. Apropo, cresc singuri, că și dacă îl lași în pădure, crește singur. Dar paradigmele astea sunt foarte adâncă rădăcinate în noi. E important să știm că dacă unui bărbat și unui femeie, da, din el poate să iasă un băiețel sau o fetiță. Tot din mamă se naște. Da? Să zicem că avem doi frați. E foarte important numerologic. Dacă primul se naște băiețelul, să zicem, și a doua fetița. Deja e o ordine. Uh-huh. De aici vine dreptul de prim născut, care întotdeauna și în familiile regale se știe. De ce? Pentru că e primul. Dacă e primul, el trebuie, este clar între frații individualist. Și al doilea va fi cooperantul. Și al treilea va fi curiosul, dacă sunt mai mulți copii. Ordinea la naștere e foarte importantă. Și tot numerologia ne ajută să înțelegem
ce treabă are fiecare din copiii noștri, dacă e băiețel sau fetiță. Pentru că orice băiețel va fi exponentul cifrei 1. Orice bărbat este individualist. Oricare pe lumea asta, la esență. Dacă mai ești născut și pe 1... Dacă mai ești născut și pe 1, atunci asta, individualist ce înseamnă? Mă bucur doar de rezultatele obținute de mine, prin forțe proprii, nu că m-ai ajutat. Dar doiul se bucură doar împreună. Degeaba am câștigat eu nu știu ce premiu, dacă nu sunt împreună cu tine să ne bucurăm de asta. Și dacă nu știm lucrurile astea, atunci le vom observa la copii dacă stăm cu ei. Însă e foarte important să înțelegem că înainte de a se naște, dacă știi exact data nașterii copilului tău, vei ști dinainte cam cum se va comporta. Și atunci poți să-l ajuți să le duci așa cum este, nu așa cum crezi tu. De ce insist? Insist pentru că noi credem că copiii noștri sunt ca noi. Ei sunt ai noștri, dar nu sunt ca noi. Pot fi atât de diferiți. Iar noi ca și copii față de părinții noștri știm asta. Am avut multe momente când părinții ne-au spus să facem altfel decât noi am simțit să facem. De ce? Pentru că dacă tu ai cifra asta a destinului 6 și ești o cooperantă, e foarte important să-ți vezi de treaba ta oricum o să o faci, apropo. Asta nu se schimbă și tu oricum te vei duce către asta. Uh-huh. Ce vei face însă, te vei ascunde de părinți și vei zice că ești, vei face ca tine. Ceea ce și noi la rândul nostru am făcut, da? Și atunci hai să luăm aceste două chestii astăzi. Dar e simplu deja. Dacă copilul s-a născut cu esență de curios, dar el trebuie să ajungă înțelept în viața asta. E foarte important cum e părintele față de tine. Și ce vreau? Vreau să-l ajut pe copil să se dezvolte așa cum este? Sau vreau să-l fac pe copil să se dezvolte așa cum vreau eu? De multe ori se întâmplă să fie copil așa cum vreau eu. V-ați întreba de ce? Să fie doctor sau avocat. V-ați întreba de ce? Din perspectivă psihologică poate să fie și ideea de frustrare că noi n-am reușit să facem și atunci imprimăm copilului ceea ce... Exact. Să facă copilul ce n-am apucat eu să fac. Eu fac fotbalist, îl fac pe băiat fotbalist. Numai că copilul este poate diferit total. De aici vechile probleme. Copilul trage să cânte la un instrument muzical, iar tata este, să spunem, nu știu, lucrează într-o firmă cu lucruri foarte practice, disciplinate, în lumea lui 4, da? Și atunci vreau să fac din el ceva ce el nu o să... Sau invers. El tinde să se ducă să devină, nu știu, să facă... Că oamenii lui 8 se descurcă foarte bine în a-i, să spunem, manageriza pe ceilalți, se descurcă în lumea asta a finanțelor, a băncilor, a filmelor, a afacerilor în general, e afaceristul. Copilul poate că vrea să cânte la un instrument și vreau să-l facă afaceri, sau invers. Eu ca părinte sunt artist și vreau să-l fac artist, nu? Și el vrea să fie aici. Dacă este născut pe 18, 9, dacă e născut pe 17, 8, dacă e născut pe 16, este 7, da? Deci adunăm. Dacă e născut pe 24, este tot 6. N-avem timp să le facem pe toate, dar ideea este simplă. Adunați cifrele dintr-un număr până ajungeți la o cifră și le regăsiți aici. Cine sunt și către ce mă îndrept în viața asta? Eu voi ajunge tot ca un partener toată viața să fiu un familist, dar tot din perspectiva parteneriatului. Iar ca părinte, dacă ești individualist, nu o să înțelegi niciodată nevoia de împreună. Nu că nu se înțelege, o să înțelegi, nu o să poți să-ți dai seama de ce. O să înțelegi parțial. Sau e curios, da? El vrea să călătorească, vrea să comunice. Sunt multe cuvinte cheie la trei. Uh-huh. Am pus unul singur. Lucrurile astea, în caz particular, se fac în sesiuni de consiliere. Cu asta mă ocup, da? Deci fac consiliere și cu părinții pentru copiilor. Dacă sunt gemeni, atenție, primul născut, al doilea născut. Ei sunt la fel, dar nu-s la fel. Că primul este cel care ia, să spunem, în general, trăiește partea pozitivă a vieții, iar ăsta al doilea îi duce cumva sacoșa. Energetic vorbind. Foarte interesant. Aha, deci contează cumva care dintre ei a fost primul cu adevărat? Întotdeauna contează, pentru că tot numerologie este, dar tot ordine. Primul la naștere, al doilea la naștere. Statistic, în general, ăștia trăiesc mai bine decât ăștia. Să spunem așa, că nu mai fericiți, ci trăiesc mai bine, dar ei sunt întotdeauna în conexiune. Ia să verificați, majoritatea gemenilor se completează unul pe celălalt. Eu cred că astăzi am reușit așa să vedem... duce greu și ăsta duce ușorul. Am reușit să vedem cumva vârful icebergului în această dimineață, dar pentru detalii și pentru cercetări amănunțite, eu zic să vă contacteze pe dumneavoastră. Sigur. Pe Facebook, vă găsesc noi așa pe Facebook, pe pagina mea bogdanungureanu.ro, acolo găsiți toate detaliile și mă găsiți și pe Facebook.
și pe Instagram și pe TikTok. Invităm pe cei de acasă să acceseze toate aceste platforme. Mulțumim tare mult pentru introducerea în numerologia familiei în această dimineață și să ne revedem cu bine. La revedere! Dragilor, acesta este cadoul nostru pentru voi astăzi. Sperăm să vă fi deschis așa puțin antenuțele către această zonă și să explorați mai mult ceea ce înseamnă viața de familie și cum ne înțelegem între noi. Uite, puteți să ne scrieți pe Facebook ce număr sunteți voi. Și dacă se potrivește cu adevărat și am vorbit Bogdan, data asta. Viitoare, cine știe, poate alegem un câștigător și facem o astfel de interpretare. Până una alta, nu uitați mâine să setați alarmele la ora 10. Pentru că tot aici suntem. Într-adevăr. Și ne revedem. Pupici tuturor! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.